Fie numele Domnului lăudat de acum și până în veac. Aș dori să citesc doar două versete din Cartea Domnului. Așa cum stați în Cartea Deuteronom, la capitolul 6, versetul 6 și 7, spune Scriptura următoarele. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le tipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Și Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Preaiubită Biserică în Domnul, suntem la o zi de sărbătoare, invitați de fratele Beni și sora Estera, dorim ca Domnul să-i binecuvânteze pe ei, familia lor și în mod special pe Teofil. Din cer Dumnezeu să-i dea sănătate și o creștere armonioasă. Mâna Lui să fie vegheatoare peste el și împreună cu părinții și biserica din Reșița Cezarea să-L slujească pe Domnul. Să se integreze ca un mădular sănătos când va fi mare în poporul Domnului și să-L slujească toate zilele vieții Lui. Rămână binecuvântarea Domnului peste el și peste biserică. Amin. În această zi de sărbătoare, prea iubiților, doar câteva gânduri scurte. Știu că am un ceas și aici, am un și două și în față, ținem cont de ele. De aceea nu vrem să obosim pe nimeni. Știu că multă învățătură obosește trupul, că așa spune cuvântul Domnului. A fost un moment de har că am avut posibilitatea să stăm înaintea Domnului la rugăciune, să cântăm spre slava Domnului, să ascultăm cântări spre lauda Domnului și să nu uitați un lucru. Psalmul 22, omul lui Dumnezeu David spune următoarele. Ținând cont de cuvintele pe care el le-a rostit și a experimentat lucrul acesta, trăim și noi și experimentăm lucrul acesta în versetul 3. Totuși tu ești cel sfânt și tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel, mărit să fie Domnul. Deci după atâtea cântări cântate din inimă și dintr-o inimă curată, noi știm că Domnul este în mijlocul lui Israel, numele Lui fie lăudat. Și acum, dragii mei, am citit acest cuvânt având în vedere aspectul acesta lucrării de astăzi, sărbătoarea aceasta care este în familia, mult cunoscută de dumneavoastră, dar și în familie în Biserica Domnului. Că dacă se bucură fratele Beni și cu sora Estera de pruncul care a venit în familie, să se bucure și biserica. Dacă ei se bucură de binecuvântarea Domnului peste Teofil, să se bucure și biserica. Așa cum noi toți ar trebui să ne bucurăm unii de alții, că Domnul pe toți ne-a binecuvântat, numele Lui fie lăudat. Câteva gânduri doar scurte, am reținut cu ce a început fratele păstor la dumneavoastră, un bătrân tată care și-a binecuvântat copiii. Modul în care i-a binecuvântat mi-a fost prezentat, dar, dragii mei, frați, tați, frate Beni, avem responsabilități mari pe umăr, și noi, cât și mamele. Domnul să vă binecuvânteze. La cuvântul Domnului spune aici Scriptura, poruncile acestea ți le dau astăzi. Frate Beni, se înmulțesc poruncile, responsabilitățile. Prima dată ai avut numai una, să te îngrijești de Estera. După aceea a venit următoarea grijă, să ai grijă și de fetiță. Acum e vremea să ai grijă și de băiețel. Și responsabilități care apasă pe umerii tăi, pe umerii părinților, dar se împarte și pe umerii soției. Spune aici, poruncile acestea pe care ți le dau azi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor. Ce întipărim noi în vremea aceasta în mintea copiilor? Vedeți, dumneavoastră, se țin foarte multe studii și se învățătură ce să întipărim în mintea copiilor. Doar scurt câteva învățături din Scriptură, numai din Scriptură de data aceasta, ce putem întipări în mintea copiilor. Și începem cu sora Estera. În Cartea Domnului găsim scris următoarele. În Proverbe, capitolul 31, spune cuvântul Domnului despre o mamă care și-a învățat copilul. Mama aceasta a fost foarte la subiect cu fiul ei și spune cuvântul Domnului următoarele, începând cu versetul 1, cuvintele împăratului Lemuel, învățătura pe care i-o dădea mama sa. El a fost prima dată copil împăratul acesta. A ascultat vocea mamei, a ascultat învățătura mamei, când a ajuns mare s-o pus și a scris-o. Și a scris-o ca să ne rămână și nouă, și ție în mod special, sora Estera, și de acum încolo să ai în vedere pe Teofil să-i transmiți o învățătură bună.
Mama aceasta spunea așa: ce să-ți spun, fiule? Ce să-ți spun, fiul trupului meu? Ce să-ți spun, fiul, rodul, fiule, rodul juruințelor mele? În primul rând să reții, este copilul tău, face parte din tine. Să nu uiți asta niciodată. Orice ți-ar mai face prin casă, din copilărie în continuare, e al tău. Nu uita lucrul acesta. Dar vine cuvântul și spune așa: una din învățăturile de bază, nu-ți da femeilor vlaga. Așa direct? Da, așa direct. Mamelor, nu știu dacă v-ați învățat feciorii să nu-și dea femeilor vlaga. Femeia aceasta vine direct și spune fiul ei, noi nu mai dezvoltăm. Îi spune direct fiului ei: măi băiete, lasă femeile, nu sunt pentru tine. Nu-ți da puterea, tăria ta, că cine păcătuiește în modul acesta, păcătuiește împotriva trupului său. Stimate mame, învățați copiii lucrul acesta. Întipăriți în mintea copiilor lucrul acesta. A doilea lucru, și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați, oameni lingușitori, care vin și caută să influențeze copiii noștri. Ei, copiii noștri trebuie să înțeleagă lucrul acesta, că trebuie să se păzească de astfel de persoane. Și Dumnezeu să ne ajute, stimați părinți, mame, să punem în mintea copiilor aceste lucruri. Dar aici mai spun un cuvânt. Nu se cade împăraților lemuiele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari. Și lucrurile acestea trebuie spuse. Trebuie spuse în așa fel încât copilul să înțeleagă că nu se cade să trăiască într-o astfel de stare. Într-o prejurare am fost plecat recent, acum vreo lună și câteva săptămâni, și am întrebat frații din loc: fraților, cum vă mai bucurați? Frate Gigi, mulțumim Domnului, ne bucurăm de pace. M-am bucurat. Dar a oftat odată și a zis: dar generația tânără care se ridică ne creează probleme. Când am stat puțin de vorbă, maicul de amănuntul îmi spunea: ceea ce lovește în vremea aceasta societatea, alcool, drog, femei. Iubiților, ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să-și păzească și biserica și generația tânără. Dar totodată, stimate mamelor și Estera, faceți-vă datoria de mame. Învățați copiii lucrul acesta. Acestei mame nu i-a fost greu să spună fiul ei deschis: ferește-te de femei. Nu te îmbăta, nu bea nici vin, nici vin, repet, nici băuturi tari. Și Dumnezeu să-ți ajute, sora Estera, să ai în vedere aspectele acestea. Trec repede, sau trecem repede și la fratele Beni. În Scriptură găsim scris următoarele cuvinte: frate Beni, de tine face foarte mult ceea ce înveți tu pe copil. În Cartea Domnului, la capitolul 4, spune următoarele: ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Aș întreba eu, frate Beni, ți-aduce aminte cine a scris proverbele? Ce zic frații din sală? Tare! Proverbe 1:1. Solomon, pildele lui Solomon. Și ăsta ne învață pe noi acum, dragii mei, și spune așa: ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Căci eu, Solomon, vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Și ce ne învață Solomon? Căci când eram încă fiul la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea. Cine a fost tatăl lui Solomon? David. Ce îl învăța David pe Solomon? Hai să întipărim și noi în mintea copiilor noștri și lucrul acesta, fraților, în mod special. Și ascultați ce îl învăța. Citesc versetul 5, versetul 4 în continuare: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Care sunt învățăturile? Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere. Noi în vremea aceasta dorim să învățăm copiii sau nepoții multe alte lucruri. Dar David pe Solomon l-a învățat lucrul acesta: dobândește înțelepciune și dobândește pricepere. Pe când era încă fiu gingaș și singur la mama lui,
Solomon se ocupa de el pe când era încă mic și gingaș. A venit o vreme când Solomon l-a încredințat, David l-a încredințat pe Solomon la prorocul lui Natan. Natan i-a pus și un alt nume. Mai întreb și asta, ce nume i-a fi pus? Iedidia. Domnul să vă binecuvânteze, văd că vă place să citiți Scriptura. Ei, și s-a ocupat după aceea Natan, dar până a ajuns pe mâna lui Natan, pe când încă era gingaș, pe când era singur la mama lui David, îi spunea, măi băiete, dobândește înțelepciune, dobândește pricepere. Și a doua zi se întâlnește iară cu el și iară împreună, băiete, dobândește înțelepciune, dobândește pricepere. Și a venit vremea când s-a despărțit de tata cu ajuns pe mâna lui Natan. Și s-a ocupat mai departe Natan. Dar omul acesta, tânărul acesta, gingașul acesta, bebelaș, prima dată copil, ajunge, crește mare și ajunge împărat. Când a ajuns împărat, a avut un moment în viața lui când Dumnezeu l-a cercetat și a stat de vorbă cu el. Și vreau să țineți minte un lucru. În viața fiecărui tânăr sau tânără este un moment în care Dumnezeu îl cercetează. Ferice de tânărul acela care înțelege cercetarea Domnului. La Samuel a fost mai devreme, mai din tinerețe. La Solomon a fost la o vârstă când a ajuns matur și deja era și împărat. Dar, revenind la Solomon acesta care ne învață învățăturile tatălui său, spune cuvântul Domnului la 2 Cronici, capitolul 1, că Domnul se prezintă la Solomon și zice, măi Solomone, ce vrei să-ți dau? Acum dacă am întrebat noi generația tânără, ce ați vrea să vă dea Dumnezeu? În majoritatea cazurilor se orientează spre lucrurile materiale. Dar Solomon acesta stă înaintea Domnului și ce să ceară? Știți ce a cerut Solomon? A cerut ce l-a învățat tata. Tata i-a zis pe când era copil, pe când era încă fiu gingaș, încă nu ajunsese pe mâna lui Natan. Băiete, tu să dobândești înțelepciune și să dobândești pricepere. Așa de bine l-a învățat David pe Solomon lucrurile acestea, că Solomon ajunge bărbat, în toată firea ajunge împărat, rege al lui Israel și când stă Dumnezeu în fața lui, el și aduce aminte, măi, tata meu m-a învățat ceva în copilărie. Pe când eram încă fiu gingaș, să dobândesc înțelepciunea și Dumnezeu mi-o poate da. Și a cerut ce l-a învățat tata. Stimați frați, frate Beni și surori, haideți să ne ocupăm sau ocupați-vă de copiii dumneavoastră, cei mititei ca Teofil sau mai mărișori. Cuvântul pe care dumneavoastră îl învățați să rămână adânc imprimat în mintea lor. Și când vor ajunge să se întâlnească cu Domnul, să facă ca Solomon. Să nu se abată de la porunca părintelui. Spune aici cuvântul Domnului în cartea Proverbe și aș dori să citesc tot în capitolul 4, că Solomon spunea următoarele cuvinte. Versetul 20, fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele, să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale. Și Solomon a fost tânărul care le-a păstrat în fundul inimii sale. Și când Dumnezeu l-a întrebat ce vrei să-ți dau, el a răscolit, dacă vreți, inima lui și a coborât în adâncul inimii lui. Știți dumneavoastră cum e inima, da? Jos de tot se închide cu un unghi. E acolo jos, în unghiul acela, erau învățăturile tatălui său, care i-au ținut echilibrul inimii să nu cadă nici în stânga, nici în dreapta și când a stat în fața Domnului, acolo în fundul inimii, baza învățăturilor sănătoase, a scos de acolo o învățătură primită de la Tatăl și a stat cu ea în fața Domnului. Și Domnul i-a împlinit-o pentru că și el a ascultat de taică-su. De aceea îmi doresc ca Domnul să binecuvânteze copiii de aici, din Cezarea, cu ascultare de părinți. Părinții să-și îndeplinească responsabilitatea și să tipărească în sufletul copilului, în mintea lui, în inima lui, cuvântul dătător de viață. Doamne ajută la aceasta! Spune mai departe așa, căci ele, cuvintele, învățătura părinților, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Să binecuvânteze dar Domnul pe fiecare în parte, și cu viață și cu sănătate. Dar toate acestea,
coborând apoi în fundul inimii să vedem la bază cât de mult păstrăm noi învățătura părinților, cât de mult dumneavoastră ca părinți transmiteți ceva în adincul inimii copiilor. Doamne, ajută să facem lucrul acesta. Trec doar scurt și repede. În Noul Testament, ca să nu se supere cineva să zică, mă, numai din vechiul citim, spune cuvântul Domnului, apostolul Pavel vorbește la Tesaloniceni în întâia sa scrisoare următoarele. Versetul 11. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Tăticule, pe umerii tăi cați sarcini grele. Ai emoții, mă gândesc. Dar nu ca la nuntă. Responsabilități. Fiecare din voi, am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. 1. Vă sfătuiam. 2. Vă mângâiam. 3. Și vă adevăream. Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Ce a învățat apostolul Pavel pe copii? Pe copiii aceia care au ajuns să fie copii în Hristos Domnul. Îi învăța un lucru care părinții de astăzi, tații de astăzi, trebuie să-și învețe copiii. Ei sunt artiști în a butona sau a manevra tehnologia spusă, dacă vreți, zeul zilelor de astăzi, idolul zilelor de astăzi, tehnologia aceasta. Dar vine Pavel și spune așa, v-am sfătuit ca un tată, v-am mângăiat ca un tată și tot ca un tată vă adevăream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu. Ei, dragii mei, Doamne ajută, stimați părinți, să faceți lucrul acesta și noi ca bunici la rândul nostru, Doamne ajută-ne. Spune mai departe, versetul 13, de aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu, atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în noi și în noi care credeți. Deci de la cine au auzit copiii cuvântul Domnului? De la tata. Ei, Pavel spune, s-a comparat ca un tată care i-a sfătuit, care i-a mângăiat, care i-a îndemnat, le-a propovăduit cuvântul, copiii aceia au crezut cuvântul și Dumnezeu să binecuvânteze copiii de azi cu credință în cuvântul părinților și astfel să-L cunoască pe Dumnezeu care mântuiește, că și Teofil are nevoie de mântuire. Și mai citesc un cuvânt apropiindu-mă de încheiere, spune aici apostolul Pavel mai departe, în capitolul 2 din 2 Timotei, tu dar copilul meu întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Dragii mei părinți, tați și mame, direcționați copiii dumneavoastră spre Domnul Iisus Hristos, în El să-și pună nădejdea și în harul Lui. Doamne, ajută la aceasta! Și spune aici Scriptura mai departe, versetul 7, înțelege ce spun, fiule sau fiică, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile, dar Solomon ce-o cerut? Înțelepciune și pricepere. Deci înțelepciunea și priceperea o dă Domnul, de aceea copiii dacă sunt învățați să privească spre Domnul și spre harul Lui, El, Domnul, le va da și înțelepciune și pricepere și Domnul să binecuvânteze copiii. Și pe părinți să-și împlinească bine datoria și responsabilitatea, să întipărească în mintea, în inima, în sufletul copilului cuvântul dătător de viață. Și mai citesc aici mai departe. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David înviat din morți, după Evanghelia mea. Dar ca să-și aducă aminte, e nevoie, tăticule, e nevoie, mămico, să vorbești copilului dumneatale despre Domnul Iisus. Vreau doar să vă puneți dumneavoastră întrebarea aceasta fiecare și să vă răspundeți personal, taților. Cât de mult în 2019 ați vorbit cu copiii dumneavoastră despre Domnul Iisus? Nu-mi răspundeți mie. Faceți-vă dumneavoastră un calcul și vedeți cât de mult ați stat de vorbă cu copiii, să-i strângeți într-o seară, măi copii, haide stați, eu nu-s predicator, dar măcar să vă citesc despre Domnul Iisus. Măcar sărbătoarea care a trecut, hai să vă citesc și eu cum s-a născut Domnul Iisus. Mamelor, la rândul dumneavoastră, aș vrea să vă puneți la fel această întrebare,
Să trageți o linie la 2019 și să vă gândiți cât de mult am stat de vorbă cu copiii mei despre Domnul Iisus. Că despre toate vorbim, vrute și nevrute, dar despre Domnul care dă și înțelepciunea și priceperea, cât vorbim? Hai în vremea aceasta să ne corectăm viața, vorba fraților, mai sunt câteva zile până la finele anului. Și Dumnezeu să ne ajute, să ajute și biserica, fiecare părinte să-și îndeplinească datoria și să întipărească în mintea copilului cuvântul lui Dumnezeu. Cât de mult ai făcut lucrul acesta, nu știu, dar mai fă-o astăzi, cât se zice astăzi, mai fă-o încă o dată. Iar de n-ai făcut-o, smerește-te înaintea Domnului, cere iertare și începe de astăzi și practică în fiecare zi și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Dragii mei, doresc doar să mai citesc două versete sau trei din cartea prorocului Isaia, la capitolul 45, unde Scriptura spune astfel. Versetul 18. Căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul. L-a făcut și l-a întărit. L-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Dumnezeu a făcut pământul acesta și l-a întocmit ca să fie locuit. Să fie locuit de mine și de dumneatale, să fie locuit de copiii noștri și de nepoții noștri, dar vă rog să mai rețineți un lucru. Dumnezeu în bunătatea Lui cea mare l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta ca să ne mântuiască pe noi cei mari de păcatele noastre, cât și cei mici. Că Dumnezeu a avut în vedere și pe cei mici. Că Dumnezeu nu ne-a dat copiii pentru iad. Vă rog să rețineți. Scriptura spune că Dumnezeu a făcut iadul sau l-a pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Pentru noi și copiii noștri Dumnezeu a pregătit o împărăție cerească. Și așa cum Dumnezeu altădată a făcut pământul acesta ca să locuim pe el, noi pământenii, așa a pregătit și împărăția cerească ca noi de aici, de pe pământ, care ascultăm cuvântul, umblăm cu Domnul în fiecare zi, noi și copiii noștri, să putem umbla și o veșnicie cu el în cer. De aceea, sămânați cuvântul Domnului, sămânța cea bună, în inima copiilor dumneavoastră, ca să aducă rod la vremea potrivită și împreună cu noi să moștenească și ei viața cea veșnică. Doamne ajută la aceasta. Amin.